Bine ați revenit la 5 minute despre. Azi vreau să vă vorbesc despre probabil cea mai cunoscută formulă din fizică, o formulă atât de populară încât apare pe tricouri, pe ziduri, sub formă de graffiti, în tatuaje și temiri unde. Este vorba despre celebra formulă a lui Einstein, E egal cu mc pătrat. În această formulă E înseamnă energie, M înseamnă masă, iar C mic este viteza luminii în vid. În fizică numim această relație formula de echivalență dintre masă și energie, pentru că ea ne arată că într-un sistem de referință în care un corp este în repaus, masa și energia corpului respectiv nu diferă între ele decât printr-o constantă, adică sunt direct proporționale. Și asta înseamnă că, de fapt, masa unui corp sau a unui sistem este o măsură a energiei conținute de corpul sau sistemul respectiv. De pildă, substanța este alcătuită din atomi. Un atom este alcătuit din electroni și nucleu, care la rândul lui este alcătuit din protoni și neutroni. Unde este energia care face ca atomul să aibă masă? În primul rând, protonii și neutronii sunt alcătuiți din quarkuri, particule elementare numite quarkuri, care se leagă între ele pentru a forma particule mai grele. Dacă se leagă câte trei, formează particule pe care le numim barioni. Dacă se leagă câte doi, atunci avem particule pe care le numim mezoni. Protonii și neutronii sunt barioni, fiind deci alcătuiți din câte trei quarkuri, așa cum vedeți în imagine. Dar despre quarkuri și alte particule elementare voi vorbi în alt material. Deocamdată ne interesează faptul că cea mai mare parte a masei protonului și neutronului, cam 99%, se datorează energiei de vibrație, de oscilație a quarkurilor, deci energiei cinetice a quarkurilor și a energiei gluonilor, care sunt particule care asigură legătura dintre quarkuri. Dar restul de 1% din masă, cum apare? Restul este masa quarkurilor, masa lor proprie, care apare din cauza interacțiunii lor cu câmpul Higgs. Dar și această interacțiune presupune energie. Cum e cu masa electronilor? Ei sunt particule elementare, adică, din câte știm, nu sunt alcătuiți din alte particule, nu au o structură internă. Și atunci, de unde vine masa lor? Ei interacționează cu câmpul Higgs și masa lor se datorează acestei interacțiuni. Dar am spus deja că această interacțiune presupune și ea energie. Din această cauză, masa electronilor este mult mai mică decât masa protonului sau neutronului, este de peste 1800 de ori mai mică. Rezultă că masa unui corp este în proporție de 99% dată de energia quarkurilor, cinetică și de legătură, și doar 1% din ea se datorează interacțiunilor cu câmpul Higgs, adică masei particulelor elementare care alcătuiesc corpul respectiv, quarkurile și electronii. Dar așa cum am mai spus, și masa care apare prin interacțiunea cu câmpul Higgs presupune energie. Am văzut că putem spune că masa unui corp măsoară energia concentrată în acel corp. Și pentru că un corp este un sistem foarte complex de atomi, ioni sau molecule, există acolo tot felul de energii în plus față de cele despre care am discutat până acum. Există energie chimică, energie nucleară, energie termică și așa mai departe. Iar masa corpului este o măsură a energiei totale a corpului respectiv, adică a sumei tuturor energiilor corpului respectiv. Să folosim formula lui Einstein ca să calculăm câtă energie este concentrată într-un corp cu masa de 1 kg. Din formulă rezultă, așa cum vedeți, 1 kg înmulțit cu viteza luminii la pătrat ne dă 9 ori 10 la 16 juli. Să calculăm această energie în kilowatt-oră. Un kilowatt-oră înseamnă 3.600.000 de juli și dacă facem împărțirea găsim 25 de miliarde de kilowatt-oră. O locuință folosește în medie cam 250 de kWh energie electrică pe lună, deci cam 3000 kWh pe an.
Dacă terminați calculul, veți vedea că energia dintr-un kilogram de substanță transformată în energie electrică ar fi suficientă timp de 100 de ani pentru consumul casnic al unui oraș întreg. Dar asta mai înseamnă și că dacă vrem să obținem un kilogram de substanță, adică să obținem întâi proton, neutron și electron pe care pe urmă să-i legăm pentru a obține substanța, ne-ar trebui 25 de miliarde de kilowatt-oră. Avem deci nevoie de energia electrică casnică folosită timp de 100 de ani de un oraș întreg ca să obținem un kilogram de substanță, indiferent ce fel de substanță, de pildă un kilogram de castraveți. Dacă vă întrebați dacă, teoretic măcar, putem obține direct substanță din energie, răspunsul este da. Dacă concentrăm multă energie într-un volum mic, are loc un proces de generare de particule. Apar particule elementare. De pildă, poate să apară o pereche electron-antielectron. Antielectronul se mai numește și pozitron. De fapt, această generare de particule elementare are loc tot timpul în acceleratoarele de particule. Acolo energia cinetică uriașă pe care o au particulele care se ciocnesc se transformă în alte particule, în particule elementare. Mai mult decât atât, toate particulele elementare au apărut din energia Universului timpuriu, de după Big Bang. Am vorbit despre acest lucru în clipul Cum au apărut atomii, găsiți linkul în descriere. Este posibil și procesul invers. Din particule să obținem energie, de pildă prin procesul de anihilare. Anihilarea are loc atunci când se întâlnește o particulă cu antiparticula ei. De pildă, dacă se întâlnește un electron cu un pozitron, atunci obținem doi fotoni. Fotonul este particula care transportă energie în câmpul electromagnetic. La nivel cuantic, este o oscilație a câmpului electromagnetic care se propagă cu viteza pe care o numim viteza luminii. Și nu este nimic altceva decât energie care se propagă. Fotonii nu interacționează cu câmpul Higgs, deci sunt particule care nu au masă. Dar pentru că transportă energie, fotonii se manifestă în interacțiunile lor cu alte particule ca și când ar avea atât masă cât și impuls. Masa asociată unui foton depinde de energia pe care o transportă și, în conformitate cu formula despre care vorbim, se poate calcula cu relația energia pe care o transportă fotonul împărțită la viteza luminii la pătrat. Cu cât un foton transportă mai multă energie, cu atât el se manifestă ca având mai multă masă și un impuls mai mare. Deși, repet, masa fotonului este zero, masa lui proprie este zero, pentru că el nu interacționează cu câmpul Higgs. Am aflat deci că există, dacă ne referim la relația masă-energie, două feluri de masă. Odată este masa care măsoară suma tuturor energiilor dintr-un corp sau un sistem și care reprezintă cam 99% din masa totală, și apoi avem masa particulelor care alcătuiesc corpul sau sistemul respectiv. Dar aceasta, din urmă, este și ea o măsură a energiei de interacțiune dintre particulele respective și câmpul Higgs. De fapt, această interacțiune este o interacțiune între câmpuri, pentru că fiecare particulă elementară are asociat un câmp, un câmp care umple întregul univers și prin care se propagă unde sau pachete de unde pe care le numim particule elementare și aceste unde transportă energie. Unele dintre aceste câmpuri interacționează cu câmpul Higgs, altele nu. Și datorită acestui fapt, unele particule elementare au masă, altele nu. Dar și particulele care n-au masă proprie, atunci când interacționează cu alte particule, pentru că transportă energie, se manifestă ca având atât masă cât și impuls. Și în final, o observație. Nu este corect să spunem că masa se transformă în energie sau că energia se transformă în masă, pentru că masa este o măsură a energiei. Masa și energia nu sunt lucruri diferite, ci masa este o manifestare a energiei.
De fapt, așa cum voi încerca să arăt în alt material, totul este o manifestare a energiei, a undelor care se propagă prin câmpurile care umplu întregul univers și pe care le numim particule elementare. Am vorbit câte ceva despre acest lucru în materialele cu titlul Ce există cu adevărat și undă sau particulă, găsiți linkurile în descriere. Până la urmă, suntem doar o suprapunere de câmpuri prin care se propagă unde care transportă energie. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!